Acuză iubita că ar întreține relații intime cu propriul fiu. Este dezvăluirea șocantă, așa cum spuneam, pe care o face chiar iubitul femei. Cu toate acestea, bărbatul este încă îndrăgostit de ea și spune că e gata să o ierte. Vom afla și cum răspunde fiul acuzat ceva mai târziu. Înainte, hai să vedem povestea. O partidă de între mama lui sau soția mea și fiul ei. Acuzații fără precedent. Viața lui Mihai s-a dat peste cap în clipa în care a văzut imaginile cu iubita lui și fiul ei. Am acele imagini încă în păretină, vă dați seama că pentru mine a fost un șoc. Adică ca o mamă să întreține raporturi sexuale cu propriul său copil. Dezvăluirile bărbatului cu inima ruptă în bucăți te vor îngrozi. Iubita i-a povestit pas cu pas cum ar fi început relația cu fiul ei. Ea mi-a spus că la vârsta de 15-16 ani, când fiul ei cam așa avea vârsta, când s-a trezit, s-a găsit goală, era complet goală, iar lângă ea copilul ei, complet gol. Când a dat ochii cu el, acesta i-a spus: de astăzi încolo tu vei fi femeia mea. El a spus: uite, după ce te-am dezbrăcat, eu am pornit telefonul, am înregistrat totul ce s-a întâmplat între noi și dacă nu vrei să continuăm relația, am să-i spun lui tatăl meu. Tatăl meu, știi că o să te omoare când o să audă. Eu o să-i spun că eu sunt minor, că tu de fapt ai abuzat de mine și că tu m-ai forțat. Femeia a fost șantajată de propriul fiu, șantajată și abuzată de prietenul băiatului. Amândoi o forțează să întrețină relații sexuale. Mihai face acuzații care depășesc toate barierele normalului. Ei mă adormeau cu pastile ca să nu simt nimic. Întreaga confesiune a bărbatului care încă luptă pentru inima femeiei sale. Aș putea șterge totul cu buretele, iar mi-a spus decât moartea ne va despărți. Dar și ce spune fiul acuzat că s-ar iubi cu propria mamă? Afli în câteva clipe, în exclusivitate la Acces Direct. Da, un caz șocant, ni s-a alăturat și domnul Bebe Mihăiescu, sexolog. Bună seara și mulțumesc. Cred că și pentru dumneavoastră, pe profesia dumneavoastră, e un caz interesant. La microfon. Da. Aici este tot ce este aici foarte interesant. Este un câmp sângeros. Este un câmp în care avem de învățat cu toții. Nu știu ce putem schimba. Da, sper și eu să putem schimba ceva. Aș vrea să-l invit în platou pe domnul care spune că trăiește pe propria piele această poveste șocantă. Se numește Mihai Ghiță. Eu știu cât am încercat. Am crezut că te-am iertat. Domnul Ghiță, bună seara, să luați loc, vă rog. Bună seara, doamna Simona. Și să luăm cu începutul, că, așa cum ziceam, aproape că atunci când auzi așa ceva, spui că nu, n-are cum să fie adevărat. Da, normal. Orice om care ar fi normal la cap ar spune că nu e, se întâmplă așa ceva. Dar haideți să luăm cu începutul. Când ați început această relație cu doamna respectivă? În anul 2014 am cunoscut-o pe ea. Am adus-o la București de la Galați. Am locuit o vreme în casa mea de la Znagov, proprietate personală. După aceea ne-am mutat cu chirie în București și când am cumpărat apartamentul l-am luat gol. A trebuit să merg la Znagov cu un prieten al meu să aduc mobilă și tot ce era necesar în acel apartament. Când înainte să plec, eu aveam totuși niște suspiciuni, pentru că aveam o canapea decât în acea cameră. Și într-o zi, ei au plecat la muncă, eu am fost liber. Ei, doamna băiatul și cu ei, băiatul. Da, deci concubina mea și cu da. Băiatul ei. Pe cerceaful de pe canapea am văzut niște pete. M-am blocat un pic și am zis, nu se poate să fie așa ceva. Puteau să fie pete de grăsime, poate era cerceaful nespălat. Da, tocmai de-aia am devenit suspicios și în momentul când am plecat la Znagov, pe piciorul televizorului, am plantat un telefon. Dar de ce v-au ridicat un semn de întrebare acele pete? Adică... Eu am zis pete de grăsime. Puteau să fie... Da, puteau, dar de ce v-ați gândit că ar fi ceva necurat, imediat, ceva la ce v-ați gândit? Sexual în petele alea?
Pentru că simțeam că între ei nu e o legătură mamă-fiu. A, deci aveați o bănuială și deci... De la început erați cu bănuiala. Că aveați și scula pregătită să o montați în piciorul televizorului. Simplu, dacă trăia cu ei în casă, a văzut că totuși e o legătură. Dar nu e în regulă. Ce era, o apropiere nefirească sau... Din greșeală am lăsat telefonul deschis. S-a dat pe cameră singur, fără să-mi dau seama. Telefonul? Telefonul. Am văzut când el a luat-o în brațe și i-a spus cât de bună ești. Deci un fiu, nu poate să-i spun. Dar câți ani are doamna? 43 de ani împlinește acum pe 8 august. Și băiatul? 22-23 de ani. Bine, ca fiu poate să-și ia mama în brațe, exact. Spune, doamnă, cât de bună mamă ești. Și eu pe mama, da, Dumnezeu să ierte, o lăsam în brațe. Și da, vreau, în brațe. Nu, stai puțin, Sorin, că el a zis că... De... Nu, că aici e important. A luat-o în brațe, cum mai... a luat-o? Că una e că să o iei peste mâini, alta să o iei pe sub mâini. Dacă vrei, vin să-mi arăți cum a luat-o în brațe, să nu creadă cumva. Deja avea suspiciuni. Păi, are suspiciuni, dar de acum a luat-o în brațe, devine o probă. Că dacă eu te iau pe tine în brațe peste brații una și dacă iau pe sub braț, zic că lumea cum mă dau la tine. Și nu-i cazul. Da. Deci s-a lipit de ea, așa. I-a pus mâna pe sân. I-a pus mâinile pe sân? Wow. Și i-a spus că... Adică o îmbrățișare ca între doi amanți, nu cam ca între mamă domnul și Bălan, fiu. Cam așa, domnul Sorin, ce să mai... Și ați pus ați montat acea cameră pe televizor. În momentul când am plecat la Znagov să iau, am montat un telefon care filma în jur de vreo 12 ore. Când am venit înapoi acasă, am văzut că cerceafurile după canapea erau schimbate, nevasta mea fiind pe ciclu. Dar ce evidență, și clară. M-am dus la telefon ca să văd ce s-a întâmplat în casă. Când m-am dus la telefon, toate imaginile erau șterse din telefon. Am întrebat-o cine a umblat la telefonul meu și ea mi-a spus că ea a dat din greșeală și a văzut că telefonul a filmat. Și a șters tot din el băiatul ei Ionuț. Și am întrebat de ce, ce s-a întâmplat dubios de a-i șters din telefon. În acel moment, pentru că eu lucrez în informatică, am rutat imediat telefonul și am băgat să fac recuperări de date. Am făcut din nou recuperările de date, i-am arătat tot ce s-a întâmplat. Domnule, lucrați la SRI? Da, asta vreau să spun, dar vreau să te... Scuză-mă, Simona. Doamne, eu sar de la... Dar ca să pot să procesez cât povestiți, că sunteți laborios, așa... Am înțeles că sunteți gata să o primiți, că o iubiți și vreți să sunteți gata să o primiți înapoi. Nu că o să o primesc înapoi, adică... Ok, gata. Dar câți ani ați fost împreună? 5 ani. Așa. Dar cum ați recuperat? Că eu... Da, l-a rutat. Și acum, da. Învățați-o și pe Sorin. După. Domnul Bălan, domnul Ghiță este ITist. Da, am înțeles. Are lucru, domnul Ghiță. Așa. Deci ați recuperat imaginile. Acum, sigur, cu perdea, pentru că e o oră nepotrivită. Așa, ce ați văzut în imagini, fără descrierea amănunțite? Vă dați seama. Erau scene explicite? Da, adică făceau sex sau nu? Erau erotice exact, sau numai propuneri, intenții? Una vă întreabă pe ocolite. Deci făceau chiar sex. Am înțeles. Și tocmai de aceea au schimbat cerceafurile, ea fiind pe ciclu, au murdărit cerceafurile. Da, să nu intrăm în detalii. Așa. Deci, aici e pasiune, da. V-ați lămurit, doamna? Am lămurit din nefericire. I-ați confruntat cu acele imagini? Am adus-o pe ea în fața mea, a început să plângă. Când a venit băiatul ei de la servici, el a spus prima dată că nu e adevărat, că totul doare în mintea mea. Maica s-a spus, Ionuț are toate imaginile și n-avem ce să spunem. În acel moment el a fugit în casă când a auzit. Până în... data de 1, n-a mai venit la noi, 1 decembrie 2018. Paranteză. Doamna părea în acele imagini că are relații intime cu... Mă, care avea? Hai să eu folosesc prezumția, că eu n-am văzut, deci... Adică nu văd, părea nu cred. Chiar că vrea, că participă, sau se prefăcea, este, sau... Sau că e abuzată, că... Da, poate să fie și abuzată, sigur că... Ce ați înțeles, după ce am descoperit acum 2018, în luna lui decembrie, m-am confruntat cu ea, am întrebat-o ce s-a întâmplat și să-mi spună cu adevărat de când trăiește cu acest băiat al ei. Ea mi-a spus că la vârsta de 15-16 ani, cam așa, că ar fi băut cu niște prieteni, niște lichior, nu știe cum a ajuns în cameră, iar când s-a trezit deja ea era goală. Bun, asta la 15 ani, dar înțeleg că băiatul are 22 de ani și dumneavoastră i-ați fi surprins acum ceva vreme. Adică, vă dați seama de pe imagini dacă doamna a consimțit la relația intimă sau a fost obligată?
Nu, am impresia că chiar și-a Aveți dorit. Impresia sau imaginea arăta nu, că ea participa, imaginile, fornăia, cânta, imaginile care ce... au mers mai departe mi-a dat, adică, mi-a dat convingerea că ea chiar își dorește să facă ceva. Eu nu am văzut ceva. Deci dumneavoastră imagine, sunteți deci numai pe ce ați simțit dumneavoastră, domnului. Ce vi se pare dumneavoastră, cu toate că imaginea... Dragul meu, dar păi, imaginea este o chestie clară. Dacă te abuzează copilul, îi spui lui bărbatul, băi, fii atent că... Și nu 7 ani. Hai să fim serioși. Cum poate un copil de 15-16 ani să te silească să întreții relații sexuale? Noi vorbeam de imaginile astea ultimele care le-ați recuperat, nu alea de când avea 15 ani, sorimene. Acum el o șantaja. Dacă nu faci sex cu mine, am să-i spun actualul soț al tău, pentru că ea s-a despărțit așa de primul soț. Așa, dar ce așa mi-a spus așa ea. Nu, Ionuț, dar spuneți... Domnul Ghiță, minte. Da. Exact. Asta domnul... Minte din gheața apele. Domnul Ionuț, vreau să vă întreb, dar băiatul ăsta cu care ia băiatul ei, da? Da, da, da. Ați vorbit vreodată cu el când a fost, o iubea pe măsa, măsa l-a bătut, l-a chinuit, nu i-a dat de mâncare, i-a făcut ceva? L-ați întrebat vreodată? Că știți, sunt unele lucruri pe care noi le facem și nu știm de unde vin. Vă dați seama că nu pot să știu, el a trăit în comuna Schela alături de tatăl. Domnul n-a făcut psihanaliză. Nu, nu, nu-i psihanaliză, doamne, așa, printre alte, doamne, o iubești pe măta, nu o iubești. Nu pot să-mi dau seama de copilăria lui, pentru că eu sunt al doilea soț al doamnei. Deci... Pentru că știi ce se și întâmplă... Și nici măcar nu sunteți soț. Da, v-am spus concubin. Da. Pentru... Dar pe el nu-l interesează puțin, asta. Nu, și da, pe mine. Dar pe mine mă interesează tine, că uneori... Da, cheamă-l la cabinet. Da, nu la cabinet, că oamenii de-au învățat, că uneori... Uite ce să înveți. Da. Pentru că uneori copiii sunt abuzați, bătuți și abia așteaptă la vremea lor să se răzbune. Eu am avut un caz, mă scuzați, am avut un caz în care a murit copilașul și o femeie a venit la terapie și am vorbit și îmi spunea așa, tatăsu, copilul avea 6 ani, îl bătea de mic în ideea că el când are să fie mare o să-l o să mănânce bătaie de la ficiorsul. Deci n-avea nimic, era un copil. Deci îl bătea, dar îl bătea navas. Și asta a și spus. Și de asta vă întreb, dacă copilul ăsta, să spunem, a luat-o în freză cât a fost, cu măsa, cu tasul, nu știm. Păi și dacă a luat-o în freză, se culcă cu mama sa? Nu, nu, pe aștepta să răzbune. Așa se răzbune. Păi tu o iei ca plăcere. Eu iau din punct de vedere al unui domnul act Ghiță, antisocial care singur... ne arată, scuză-mă, care ne arată, că tot trag, educația sexuală. Domne, copilul ăsta nu avea niciun sentiment de respect. Nu avea respect, valoare pentru familie, relație, măsa, tasul, nimic. Auzi, și atunci, la răzbunarea lui, nu contează ce face. Nu.